mai departe. Da? Dezbaterile merg în felul următor. Echipele și-au ales o temă și există două echipe. O echipă care are argumente pro, care spune de ce ar fi bine să, și o echipă cu argumente contra, care spune de ce n-ar fi bine. La final trebuie să avem o concluzie. Va câștiga la fiecare în parte echipa care o să vă placă vouă cel mai tare. Da? Indiferent că vă place de ei, că vă place că sunt original, că vă plac argumentele, ei merg mai departe și o să facem un campionat să vedem cine vor fi per total câștigătorii. Bine? Prima poză este o poză care ar spune cum ar arăta înainte planeta și cum ar arăta după. Vă place cum va arăta planeta probabil în viitor? Vă place? Următoarea este planeta care va rămâne fără apă din cauza secetei și din cauza încălzirii globale. Așa arată înainte și așa arată acum, probabil. Vă place? Bună ziua! Eu am niște poze pe care le-am făcut ieri. În jurul casei mele. Vă place cum arată aici? Nu! Ei, să știți că aceste poze sunt au fost făcute ieri și am dovada. Vă place? Nu! Vă place? Nu! Am dovada. Aici am adunat niște sticle de plastic pe care ieri le-am găsit în acea zonă. Vă place? Nu! Este zona din Băile Sărate. Aici, lângă noi, lângă bunicii noștri, unde vin să-și dea tratament. De la ce școală sunteți? De la școala Turda. Și cum ați ajuns la acest eveniment? Am fost aleși de propria noastră profesoară, Elena Manuela Mureșan, ca să participăm la acest, pentru că, la acest eveniment, pentru că nu avem trac de scenă și suntem foarte, foarte vorboreți. Și ce ați dezbătut? Noi am dezbătut subiectul că plasticul ar trebui să fie interzis sau nu. Ce v-a plăcut cel mai mult la eveniment? Pentru că puteam să vorbim liber de ce ne place. Ai opțiunea de a vorbi liber și să-ți explic părerea liniștit. Da, mie mi-a plăcut că era tot juriu și ținea cu tine și puteai să-i faci mândri.